copilăria lui Constantin Moscovici a fost una destul de frumoasă, condimentată cu năzbâtii de tot felul, cu prietenii ce aveau să-i dăinuie și peste ani, dar și cu o pasiune deosebită față de carte. În popor se zice că un copil la naștere este înzestrat cu toate calitățile ce îi vor fi utile pe întreaga viață. În cazul nostru, Dumnezeu i-a pus mâna pe creștet și l-a miluit din plin. Astăzi, atunci când arunc o privire peste harta lumii, constată că puține sunt țările unde nu a fost însoțit de prietenul său, Naiul. Am avut parte de o copilărie foarte, foarte frumoasă. În primul rând, eram doi la părinți, eu și surioara Nadejda. Mai aveam în curte, în care locuiau alături de noi, și două verișoare. Practic, eu eram șeful echipii, eu unicul bărbat și trei domnișoare. Toate năzbâtele le inventați mea. Sigur, sigur. Deseori ne jucam de război, eu țin minte chiar un caz, am pățit-o chiar rău de tot. Mămica nu m-a răsădit cartofi în grădină, dar eu am zis că numai decât să săpăm niște tranșei. Practic toți cartofii cei care erau răsădiți erau scoși afară. Principalul cu noi l-am scos după ce l-am copt pe rug. Seara când m-am mică ștăticul, am primit-o. Era, într-adevăr, plăcea foarte mult să organizez diferite jocuri unde erau implicați mulți copii. Nu eram, să zicem așa, zgârcit. Prima mașinică cu pedale care a apărut la noi în mahală era a mea și practic toată mahala de vreo 25 de copii de diferite vârste. Stăteau în rând ca să plimbe. Toată lumea mă împingea, eu eram la volan, toată lumea mă împingea și plecam sus, într-un deal. După ce aninam mai multe căricioare și diferite unelte cu roticele, s-a așezat toată lumea și trinuțul lui este vesel cu zgomot. Mergeați la vale, da? Mergeam la vale, da. Practic, și jocurile, chiar și jocurile, erau mai multe active în aer liber. Ne jucam de țurca, ne jucam de ascunsurile, ne jucam chiar și de război, deci unii erau implicat și efort fizic și chiar și logică trebuie să fie pusă în mișcare. Un proverb chinezesc spune că pentru a înțelege iubirea părinților tăi, trebuie să crești proprii copii. Astăzi, peste ani de zile când a ajuns și el părinte, a înțeles mai bine ca niciodată că un tată bun este o sursă de inspirație și de cumpătare, pe când mama bună este rădăcina bunătății și a smereniei. Tatălui Constantin, pe lângă toate calitățile, avea și o pasiune deosebită, apicultura. Fără îndoială, mierea pe care o obținea era cea mai dulce, evident pentru că o anumită contribuție și-o aducea și Constantin. Noi numai am strâns mierea și tăticul ne-a spus, fiți atenți, permanent, într-o verandă unde era amplasată toată mierea strânsă, să fim atenți că ușa să fie deschisă. Ei, noi ne-am luat cu joaca în casă și nu în curte, în casă. Și sormea probabil că a ieșit și n-a închis ca lumea ușa. Și în momentul cealaltă era un serial foarte interesant la televizor și noi pe ascuns le-am pornit televizorul, ne uitam la serial. Și ne-am trezit că simțim un vuiet, ceva se întâmplă. A, mamă dragă, când am ieșit era plină veranda aceea cu albini, tot roiul era acolo înăuntru. Numai eu știu, am avut noroc de mătușa Liza care ne-a ajutat trepijor cu fum, cu petici, cu asta. Atunci am primit la aci, țin minte și în ziua de astăzi, cum mușcătura aceea de albini. Da, cea mierea a fost cea mai dulce? Sunteți un pasionat, poate? Mierea, până ziua de astăzi, îmi place foarte mult. Sunt pasionat de tot ce e legat dulce, măcar că soția mă interzice, mă rog. Sub regim. Sub regim, da, dar când am posibilitate, numai decât profit de chestia aceasta. Da, ați fost un copil răsfățat în contextul ăsta? Vroiam să ajung? Nu eram copil răsfățat. Fiindcă eram mai mare, toată povara era pe mine, pe mine era, da, deci practic
amprenta aceasta de responsabilitate a rămas și până ziua de astăzi, că îmi place să fie lucrurile puse la timp, calculat la timp, exact dacă am un scop sau ceva, cum să ajung, fac niște idei, schițe, planuri. În cadrul unui interviu spuneați că tatăl cânta la armonică și de fapt a fost cel care a susținut interesul dumneavoastră pentru muzică, e așa? Tot el v-a cumpărat mai târziu un acordeon la care ați învățat destinii stătător. Sigur, era foarte mare pasionat. De fapt, el era, cum să zici, era primul, era cel mai vestit băiat din preajmă. Sat, mai ales că toți care posedau un instrument muzical erau mulți, mai mult atrași de atenția fetelor, domnișoarelor, da. Și el, fiind numai proaspăt venit din armată, cu mustez, cu armonica, ce vă dați seama, el de fapt era primul care cânta la dansuri, era și de fapt el totdeauna visa, visul lui era să devină muzician. Mamica e tot cânta în corul bisericesc când era copil, dar mai mult vrea să fiu medic, nu știu nici, probabil că toată influența asta de petrecută și experiența petrecută în război, după război, nu știu cum s-a determinat-o. Da, determinat-o e foarte vrea, dar vă spun, familia noastră permanent în familie se cânta foarte bine. Deci, practic, când tăticul mi-a cumpărat acordeon, eu aveam 14 ani și în timp de un foarte scurt timp am început să cânt așa la ureche. Primul câștig care am început să câștig bani din treaba aceasta, după ce am aflat toată schema care era pusă la cale, de fapt tăticul se înțelegea pe dânsul, îl invitau să cânte la o nuntă sau la o cumătrie și el dădea niște bani în plus de la dânsul, ca pe urmă când eu am finisat programul sau după ce cum se termină nuntă sau cumătrie, să apropia stăpânul, de dielul tăticul cu banii care revenea lui și mie separat onorariul meu. Era un stimul foarte puternic și practic o determinat ca să merg pe linia aceasta. La școala muzicală din Cărpineni vine să studieze acordeonul, însă pentru că era prea bătrân, așa precum spune dumnealui, i se propun instrumentele aerofone. A avut însă norocul să întâlnească un muzician minunat, Vasile Brânzari, care i-a propus o soluție, să învețe a cânta la nai. În schimb, va exersa și la acordeon. Tânărul muzician a acceptat cu bucurie. Decizie de care nu avea să regrete niciodată. Primul instrument care eu l-am procurat era confecționat de maestru Zaharia și costa pe vreme ce 180 de rubli, banii care deja le-am acumulat din cântări cu acordeonul. De ce? Că primul instrument de la școala muzicală era așa, mai simplu, dar îmi trebuia un instrument mai performant și un coleg de la conservator care ne l-a propus să-l cumpăr. Apropo, e un instrument cu care e legat o istorie din viața mea muzicală, destul de mare. Deci e că un instrument care era scris chiar pe dânsul, deci maestru Zaharie pentru Constantin Moscovici. Frumos. Deci era cu amintiri și era confecționat în 1975. Instrumentul ăsta. Eu când l-am cumpărat în 79 și practic atunci el și-a făcut în 78 și el atunci a făcut inscripția aceasta. Ca mai departe, în 1999, instrumentul ăsta să fie furat, foarte mistic și fix așa mistic și era întors peste un an de zile. Dar în momentul acesta evident am repijor, am confecționat un alt instrument care cânt și până în ziua de azi, dar instrumentul ceala a rămas, este în colecția mea de naiuri și îl folosesc la imprimări care așa un sunet mai specific.
Dar câte instrumente aveți în colecție? Cinci. Am 5 instrumente în colecție, sunt de diferite dimensiuni, de diferite tonuri și cu diferite istorii. Astăzi, dacă vă provoacă cineva ca să luați acordeonul în mână, vă descurcați cu aceleași emoții ca odinioară? Eu cred că emoția să fie mult mai mare, deci că n-am cântat vreo 20 și ceva de ani, dar să știți, am niște gânduri, probabil că nostalgia aceasta mă toacă și chiar am luat de la un prieten de-a meu un acordeon cu care fac niște reprize muzicale acasă în timpul liber și mă gândesc chiar să folosesc într-un show, într-un program. Deci nu numai la nai, dar și acordeonul. El cântă bine și la acordeon, el cântă bine și... Dar așa trebuie să fie, pentru că un instrumentist este, întotdeauna este mai aproape de Dumnezeu, mai aproape de muzică, atunci când știe să mânuiască mai multe instrumente, dar un om talentat, el întotdeauna poate să cânte și la acordeon, și la nai, și la flaut, și la multe, de fapt, și naiul, și flautul, și toate instrumentele fone, să zicem, da? Ele sunt foarte aproape și el poate, numai că el întotdeauna știe că mai bine să face ceea ce face în fiecare zi. Vreau să vă întreb un lucru care probabil v-a mai fost adresată această întrebare. Părinții, au fost la vreun concert al dumneavoastră? Au reușit să vă vadă sigur, pe scenă? Sigur. Mamica a fost și la 45 de ani când am primit, la 35, la 30 de ani. Practic, mama era foarte activă. Tot ce era legat de spectacole, de concerte, mai ales când aveam posibilitate. Când cariera mea muzicală s-a început în formația Legenda, condusă de Iurie Sadovnic, și chiar la concertul când am venit în satul meu natal, tăticul a întins o masă, toți colegii din formație cu Iurie Sadovnic, până în ziua de azi, Iurie Sadovnic, mi-am zis, băi, ce masă! Interesantă, interesantă, da. Și era înainte de concert și tăticul dădea numai puțin să guste de vin și nu, ca să nu încurcați notele. Tăticul era mai retras, puțin, deci, dar sora sau mamica deseori îmi spunea când vedea apariția mea la televizor, știi, așa. Dar ei erau principalii critici? Da. Mai ales tăticul. Ceva nu a fost bine, mai ceva trebuie. Mai ales tăticul. El totdeauna așa era mai... Astăzi, după ani de zile, cât de des reveniți acasă? La casa părintească, la rude? Din păcate, de când s-au stins de viață părinții, parcă s-a rupt o... nu știu, nu că relație, dar ceva s-a rupt în suflet foarte tare, era o pierdere foarte mare pentru mine. Prima s-a dus mama, după ce 9 luni de zile, fix 9 luni de zile, n-a rezistat și tata. Probabil de scârbă, că aveau niște relații foarte, foarte speciale și tăticul era așa, mai... nu prea arăta el emoțiile, dar toate emoțiile și toată suferința am văzut-o după ce cum a plecat mamica. El s-a stins de viață cu zâmbet pe față. În 1976, când prima dată l-am auzit pe marele maestru Zamfir, interpretând piesa Păstorul Singuratic, practic ei era piesa cei care ceva o mișcat în suflet și ca să vă dați seama, în clasa 10-a, practic eu totuși mă pregăteam pentru Institutul de Medicină. Și în viața mea, apropo, numele Vasile, a jucat un rol foarte important. Primul învățător, Vasile Bânzari.
a doua persoană care puțin ne-a schimbat drumul, cursul vieții, era Vasile Coval, care era pe vremea aceea decanul Facultății de Instrumente Populare și a venit cu o inspecție la școala muzicală, eu eram în clasa 10 și cântam în tărav. Se apropie el după aceea și întreabă ce mai departe. Și am zis, mă duc la medicină, că, mă rog, așa e, m-am gândit, da, da, pasiunea mea, chiar era și legat de o meserie mai specială. Și el a zis, o dată asta, prin surprindere, hai să încerci, și norocul totuși la conservator, dacă nu, eu am relație și eu te ajut, sunt la medicină. Era așa o primiză. Aveam 16 ani, am venit și am susținut examenii, specialitatea am dat-o pe 4, istoria am dat-o pe 5, pe vremea aceea și am nimerit în 1979, era un experiment care au propus Ministerul de Învățământ a Uniunii Sovietice, ca să nu mai dăie 5-6 examene, dar de ajuns să dăie 2 examene, specialitatea și un examen umanitar și dacă de la 8 sau, mă rog, de la 8 până la 10 prins baluri, e ok. Și eu am trecut cu 9 baluri și datorită lui Vasile Coval, deci am numit la conservator. Învățătorul de la conservator era Vasile Iovu, maestru Vasile Iovu, care, iarăși vă spun că Vasile, da, șeful catedrei instrumentei populare era, din păcate, care nu este în viață, Vasile Crăciun. Și așa mai departe. Chiar în zilele noastre, prietenul meu, Vasile Chertocă, care m-a susținut și am realizat un proiect extraordinar, hiturile anilor 70-80, iarăși Vasile, care în viața mea, da, joacă un rol important. Dar ați fost un holtei răvnit? Păi, până la 26 de ani, practic, nici nu mă gândeam să mă căsătoresc. Cam târziu, într-un mediu rural, da? Eram deja în Chișinău, da, lucram în formație legendă și mai ales îmi plăcea foarte mult că la toate spectacole, numai decât apăreau niște domnișoare care îți dădeau flori și nu numai flori și cadouri. Da, dar nu m-am gândit niciodată până la un timp oarecare când am întâlnit soția mea, Valentina, era dansatoare în ansamblu Job și așa s-a primit că noi eram în prima parte a concertului, ei erau în partea a doua și camera unde trebuia să schimbe era împărțit între formația Legenda și ansamblu Joc. Noi trebuia să ieșim, ei trebuia să intre ca să schimbe. Și în momentul ăsta când am văzut-o, parcă a trecut ceva prin mine. Eu lucram în Căminul Filarmonicii și ea a venit la niște prieteni de mei, un cuplu de familie, Munteanu, care tot erau din Joc, și soț și soție. Și eu deseori, mai ales seara, când eram holtei, nu prea îmi plăcea să pregătesc ceva de mâncare. Treceam la ei. Da, pac, un pahar de vin, ceva, mai cumpăram și eu ceva și mergeam. Și atunci s-a primit așa că eram într-un turneu, eram nimberberit, eram obosit. Și la dânși erau veselii, s-au stâns băieți și fete din Joc și când am intrat, ei deodată, Costic, hai, stai la masă. Eu deodată am atras atenție, nu era singur, era cu un flăcău cu care se întâlnea, tot din Joc. Și nu știu cum așa, parcă... Inima a tresaltat. Da, cu încetul, practic, mi-a trebuit 2 ani de zile să ajung s-o cucerez, da, și la un moment dat deja, când am înțeles că deja nu sunt indiferent pentru persoana ei, am făcut propunerea și am spus că îți dau voie să te gândești foarte bine, că eu numai o dată fac propunerea, da sau nu. Și dacă ești gata să accepți, da.
Stendhal remarca, dragostea e singura pasiune care se plătește cu o monedă fabricată de ea însăși. Constantin Moscovici este omul care a oferit din plin, dar și a primit dragostea atât cât să-l inspire și în același timp să-l provoace a cuceri noi culmi. Nu-i secret că la prima întâlnire când ne-am văzut, nu prea i-am tras atenție, Nu știu de ce mi s-a părut că e cam prea în vârstă pentru mine. Dar el a insistat și rezultatul. Și mă bucur că a fost atât de insistent. Constantin a plecat mai din timp, pregătească părinții. Mi-a luat bilet la ultimul autobuz. Și când am ajuns la Cărpineni, toată lumea a plecat, am rămas eu singurică, nimeni nu m-a întâlnit. Atunci a început ce să fac, cum să plec. Tăticu avea alte planuri. El a spus, nu, că noi sâmbătă plecăm la bunica, în alt sat, trebuie urgent să facem acolo niște lucruri, seara ne întoarcem. Tăticu ea că trebuie să vii, băi, las că cât vin la tine, o întâlnești mama, nu-i nicio problemă. Atunci, la momentul acela, mă gândeam, gata, aici s-a terminat, pun punctul, dar nu a fost așa să fie. Eu atunci, în momentul când îl așteptam, să auzea muzică, nu înțelegi, și mă gândeam, precis, s-a plecat undeva la o nuntă, se destrează și a uitat că trebuia să vin și eu. Dar motivul a fost altul și n-a fost, l-am înțeles. Eu cu emoții foarte mari, așa, și n-am putut să dorm dimineața, mi se pare că e la ora 4, l-am trezit pe tata, hai repede să faci, băi, unii te... totuși, până la amiază am ajuns noi acasă, eu fericit, așa. Tăticu, ca expert foarte mare, domeniu, s-a uitat așa. Și îmi spune, da, mă ating că ai dat de hac. Aici mă ating, nu știu cum o simțit el așa cu... Sentimentele. Apropo, aveau niște relații foarte, foarte apropiate. Cât de compatibil sunt doi artiști în casă? Periodic sunt compatibili, periodic nu sunt compatibili, dar nu știu, probabil că secretul familiei noastre, apropo, împlinim în anul acesta 30 de ani. Mulți ani, felicitări! Da, 30 de ani și, într-adevăr, prima înțelegere care era, mi-am spus așa, noi suntem ambii din domeniul culturii, fiecare are specificul lui sau istoria lui, nu ne implicăm sau nu ne punem bieți în roate în cariera, practic, ea a dansat ca solist în ansamblu Joc mai mult de 25 de ani, a ieșit la pensie după vârstă, eu încerc să continui și mai departe acum, dimpotrivă era un critic foarte dur care la început de cale, Doamne ferește, ce îmi făcea, totdeauna spunea ce acum este, eu spun, nu, stai mai de pe lumea spune că bine, nu, tu lasă și lumea spune, tu ascultă-mi bine. Avea grijă de stilul meu, de cum să mă îmbrac, ce să vorbesc, practic o bună parte din image-ul ăsta sau din proiectul care se numește Constantin Moscovici, Valentina a jucat un rol foarte important. În cazul nostru, în cazul familiei noastre, suntem cei mai compatibili. În momentul când faci ceea ce îți place, atunci ești un om fericit. Și noi am vrut să fim fericiți împreună. Ты мой мужчина, моя радость, мой ориентир любви. А 200 метров над землей. O familie unită este aceea în care fiecare membru își are rolul său. Atunci când vorbește despre soția Valentina, îi este foarte recunoscător de acei 30 de ani trăiți împreună, dar și de cei doi fii care sunt mândria lor. Constantin Moscovici susține că nu există un secret al căsniciei ideale, însă ea depinde în exclusivitate de maestria celui de alături, de a asculta, dar și de a înțelege.
bucuria vieții noastre sunt copiii noștri, de fapt ei sunt florile noastre, doi băieți, Victor și Christopher, mai ales Adore l-am așteptat foarte mult și era ca un miracol, practic atunci când am pierdut toată speranța sau toată încrederea între cei că poate să fie, Dumnezeu ne-a dat. Dar ce s-a ocupat copiii noștri? Victor, el a făcut studii și aici în Chișinău și a terminat și în Germania și acum lucrează într-o companie IT, un mic șefuleț, așa, cu care pleacă și lucrează, trăiește în Germania. Dar nu a mers pe calea tati. Nu. El a încercat să cânte, cântă la saxofon, a terminat școala muzicală, dar nu, a zis că nu. El o ales alt profil. Speranța e fiul mai mic? Are un auz absolut, fredonează cântece, cântă, dar încă nu știm. Noi ca tare niciodată n-am influențat, nu încerc să influențez, cum se spune, nici pe Victor, n-am influențat numai decât să aleagă profesia mea, fiecare are calea lui. Cu toate că susține că nu face parte din categoria gurmanzilor, încă din anii studenției îi plăcea să gătească ceva și apoi să-și invite prietenii și colegii la un pahar de vorbă. Acum, în puținul timp liber pe care îl are, îi place să prepare orice din carne și să-și surprindă familia cu o nouă invenție gastronomică. Îmi place bucătăria simplă, îmi place bucătăria chiar tradițională. Da, toate concertele care pe Stecotare sau undeva mă duc pe Stecotare, prefer mâncarea tradițională. Îmi place foarte mult. Dar care e specialitatea casei? Ce obișnuiește soția Valentina să vă gătească? Îmi place așa să mâncă la cărpinie, răcitură cu măligă. Îmi place în primul rând pescuitul. Este un hobby foarte, foarte, da, al meu și îmi place, evident, și peștele în diferite postaze culinare, să zicem așa. Îmi place sarmale, îmi plac, normal, carnea, fiartă, prăjită, la grătar. Vreau în cele ce urmează să discutăm despre activitatea scenică. Astăzi ați pomenit ceva mai devreme despre piesa Păstorul Singuratic. Cum a ajuns ea cartea de vizită a dumneavoastră? Am preluat-o cu mare drag de mult și am simțit că este o piesă de suflet care, într-adevăr, mă reprezintă. De fapt, reprezintă sufletul meu, mă reprezint însuși pe mine. Deci eu așa văd viața prin muzica aceasta. Chiar și videoclipul care a ieșit la aniversarea de 25 de ani de independență Moldovei era legat chiar și de țara în care m-am născut, de oameni, de locuri pitorești și foarte frumoase. La orice spectacol, numai decât piesa aceasta persistă. Este solicitată. Este solicitată și numai decât chiar și când fac contract cu cineva și discutăm repertoriu, ei cunosc piesa aceasta destul de bine, chiar și în varianta mea, și numai decât cer ca să fie chiar și dacă e concert clasic sau concert de muzică de stradă, numai decât piesa aceasta trebuie să fie. Este un instrument care este al nostru mult, drept că el vine undeva de la răsărit, acest instrument frumos,
dar totuși este un instrument al nostru național și, desigur, prin nai el aduce mesajul nostru al culturii noastre moldovenești. Un artist adevărat, când pe mine mă întreabă de multe ori cum pot eu să duc atâtea distincte artist al poporului Moldovei, din Uniunea Sovietică, laureat al premiilor de stat și mai departe, Ordinul Republicii. Eu vreau să vă spun că și eu, dar și Costică tot, el muncește. Cele care vin din urmă, acele sunt răsplata pentru ceea ce face. Așa și eu am procedat toată viața. Dar desigur că aplauzele, dar noi niciodată nu ne-am gândit ce înseamnă aplauze, ce înseamnă miracolul ăsta de a bate din palme. Este un ecou la ceea ce facem și desigur că el, mai ales la concertele lui, el când e în vogă, atunci când noi suntem diversi, atunci publicul este cu el și îl aplaudă chiar în ritmul muzicii care el o cântă. Asta este ecoul. Atunci când evoluați în scenă, ce vă șoptește cel mai bun prieten al dumneavoastră, Naiu? Naiu, de fapt, este ca un copil foarte șare și el poate să arăte niște năzdrăvănii. Dacă ai venit nepregătit, nu te-ai ocupat, în timpul concertului poți să ieși în traiurea și să nu nimerești chiar. De aceea e foarte atent ce e legat de ocupații sau de pregătire. Ne cere numai decât niște ore de exerciții și o atenție. Trebuie să-l curiți la timp, trebuie să ai grijă ca să nu, când ieși din cald și la rece, să nu pățească ceva. Nu știu, eu... În concert vă susțineți unul pe celălalt. Sigur, sigur. De fapt, când se primește o melodie sau când melodia sună, sunesc două suflete, să zicem așa, care sunt identice. Dar cât este de receptiv publicul din Republica Moldova, iată, la mesajele pe care le transmiteți prin cântec, prin nai, de ce nu? Știți, eu simt că în 30 de ani, 35 de ani de activitate, practic, am format un public care îmi este fidel. Și nu numai cea în Chișinău, chiar și prin Republică, când am ocazia, mai rar din păcate, dar am ocazia să dau niște spectacole prin Republică. Îmi pare foarte bine că văd sălile pline. Mai mare laudă pentru mine nu e că un om simplu sau când merg pe drum, cineva mă întâlnește, oh, Domnul scuze, dar așa îmi place melodiile dumneavoastră, cum te vedeți. Practic, probabil că asta și este firul cealaltă care ne leagă, care mă ține. Toată creația mea, tot e legat, tot ce era legat era prin slăvirea locului acesta care se numește Moldova, prin oamenii care muncesc aici sau locurile care sunt într-adevăr, poate nu așa prețuite, dar ele sunt. Ați concertat în diferite colțuri ale lumii, publicul diferă? De fapt, n-aș spune, publicul mi se pare că aici în Moldova este mai, nu că mai receptiv, mai special, mai călduros, mai nu știu cum, nu știu, te simți ca într-o familie. Pe parcursul activității sale, Constantin Moscovici a colaborat cu mai multe personalități atât din țară cât și peste hotare. Relevant în acest context se dovedește a fi numărul mare de participanți la festivalurile organizate de dumnealui, precum și a celui din Comrat, unde, în semn de apreciere față de organizator, unii șefi de stat au trimis orchestra prezidențială.
Faptul că este apreciat și solicitat frecvent și peste hotare, cercul de prieteni s-a lărgit considerabil. Renumit Tamarac Versitel, un adevărat simbol al Georgiei, dar și un prieten de nădejde al familiei Moscovici, se include și ea în categoria unor colaborări fructuoase. În scenă întotdeauna este un cavaler, este un artist, este întotdeauna și chiar și fetele observă așa un bărbat foarte interesant, cu o ținută bună și cu retrăire de muzică. Eu nu știu, are vreun jubileu sau nu știu, dar eu i-aș dori încă mult succes și baftă multă și cred eu că pe Costică Moscovici nu o să-l oprească nimeni, pentru că el întotdeauna ceva vrea, dar cel om care vrea ceva întotdeauna izbutește. O etapă destul de interesantă, dar în același timp și foarte prodigioasă, a constituit colaborarea lui cu Iurie Sadovnic, începând cu anul 1984. Atunci ia start cariera muzicală în calitate de solist, în ansamblul Legenda din cadrul Filarmonicii Naționale. Pentru mine, Iuri Sadovnic este un dascăl, de fapt, care el m-a împins. El era primul om care a zis că să știi că tu ai ceva mai special și chiar ne-a scris prima piesă instrumentală cu care eu m-am pornit pe largul muzicii internaționale cu piesa Călătorul, de fapt, care în viața mea a jucat un rol foarte important. În anii 1986, când prima dată am primat piesa aceasta, era foarte solicitată la radio, la televiziune și... Ea v-a consacrat într-o oarecare măsură? Sigur. Era prima apariție a mea ca solist instrumentist. După aceea a urmat Anatol Chiriac, o altă experiență utilă. O experiență foarte bună, da, cu niște piese foarte, foarte interesante. Cu piesa Silvia, cu piesa Valentina, apropo, o piesă foarte interesantă și instrumentală. Din datele pe care le am, în perioada 1990-95 ați activat în România, după aceea v-ați întors în Republica Moldova. Care a fost preocuparea dumneavoastră în România? În 1990 am prins un contract foarte bun la un complex turistic, hotelier, se numește Aro Palace, chiar în centrul orașului Brașov, și eram director artistic, aveam în subordinea mea peste 100 de artiști, nu numai din România, dar și din străinătate. O experiență foarte bună pentru mine, de fapt ea mi-a dat un start ca să înțeleg că muzica nu este note și melodii, dar mai este și un management, mai este și o muncă. V-a făcut să înțelegeți ce înseamnă culisele, da? Culisele, da, sigur. Practic, din 1995, o nouă filă de istorie în viața mea. Trupa FAG? Când m-am întors, da, era trupa FAG, dar puțin timp am lucrat acolo și am mers mai mult, m-am bazat pe cariera solo. Și toată experiența care am acumulat în 5 ani zile în România mi-a ajutat foarte mult în scurt timp să ajung acolo unde am ajuns. În 95, primul CD, de fapt, instrumental care a apărut și editat în Germania, primul CD în Moldova, era în colaborare cu Marian Stârcea, mi-a dat un start nou și o cale nouă ca solist instrumentist. După aceea, 5 persoane, trupa FAG, pe lângă Palatul Național. Da, foarte, erau ca un trambulin. Da, ca să merg mai departe. După aceea, foarte multe proiecte au apărut interesante. Din 97 până în prezent sunteți angajatul Filarmonicii. Da. Evoluați împreună cu show-baletul Fanfart.
E ceea ce v-ați dorit? Baletul Fanfar era o experiență. Noi am colaborat, din păcate ei deja nu se mai numesc Fanfar, deja au schimbat și componența. Mergem paralel. Pe căi paralele, cu plăcere ne întâlnim, că totuși ne leagă o perioadă foarte productivă din viața și cariera muzicală. În filarmonică colaborez cu mai multe, fac mai multe proiecte diferite, chiar și concerte cu orchestra de la Teleradio Moldova, orchestra simfonică, am avut niște spectacole și cu orchestra a filarmonicii. Cu plăcere invit și alte orchestre la noi în Moldova dacă nu plec peste hotare. Pe parcursul întregii sale activități, Constantin Moscovici s-a învrednicit cu zeci de titluri și premii, printre care premiul întâi la Festivalul Internațional de la Ashhabad, Turkmenistan, 1981, premiul 2 la Festivalul Muzical de la Riga, Letonia, 1982, premiul special la Festivalul Memoria de la Brest, 1988, în 2000 i s-a conferit titlul Maestru în Arte, a fost decorat cu medalia Emeritul Civic în 2004, a primit titlul Doctor Honoris Causa în 2005, iar în 2008, Artist al Poporului. Evoluția Artist al Poporului este un merit care orice artist visează, da, și dorește să primească. Este o distincție marcată în viața și cariera muzicală. În practic, datorită muncii sau creației care tu propui și le faci zi de zi, ajungi la, și la titlul Artist al Poporului. Dar cât de greu este să ajungeți pe Everest? Pentru că toți suntem la această emisiune. Niciodată nu m-am gândit ca să fac un lucru, să fiu răsplătit prin mediul, deci pentru ce fac sau ca să am un scop oarecare. Îmi place munca mea și îmi place tot ce fac, dar meritele sau distințele este datoria statului, datoria Ministerului Culturii. Ca să te observi. Da, uneori, din păcate, nu te observ, dar nu trebuie să stai. Eu, de fapt, niciodată n-am stat cu mâna întinsă sau n-aveam scop să, după cineva, ca să-mi dai o distinție sau ceva. Mă rog, eu fac munca mea. Dacă nu se apreciază aici, slavă Domnului, se apreciază în altă parte. În anul 2005 ați organizat Festivalul Muzicii de Stradă Cântecele Lumii la Comrat, în 2006 festivalul are loc deja la Chișinău. Vreau să vă întreb, aceste evenimente au venit pentru a vă testa oarecum rezistența și puterea în același timp? În 1999, prima dată, am fost invitat la Festivalul Slavianski Bazar din Vitebsk. Da. Deci am avut așa emoții mari și când am văzut ce se întâmplă acolo și la ce nivel, chiar în prima zi am spus, aș dori foarte mult un festival de așa gen la noi în Moldova. A trebuit să treacă vreo 6 ani, ca în 2005, cu sprijinul primăriei din Comrat și mai ales prietenul meu, domnul Dudoglu, care mi-a ajutat să pornim treaba aceasta, era ceva neobișnuit. În primul rând, am avut susținerea domnului președinte, domnul Lukashenko din Belarusia. El a trimis orchestra prezidențială gratis la prima ediție a festivalului. Am adunat cei mai buni voci din 18 țări. Și cel mai important lucru care era, de fapt, și scopul festivalului acesta era promovarea cânticului nostru de stradă, că toată lumea, toți participanții obligatori trebuia să interpreteze cu orchestra piesa de autor de aici din Moldova, în limba noastră de stat. Era foarte frumos. Îmi pare foarte bine că după ce când am trecut la Chișinău, alt prieten, domnul Ciornă, care m-a susținut foarte mult și 3 ani de zile am putut să continuăm festivalul acesta. Îmi pare foarte rău că n-am găsit susținere nici la Ministerul Culturii, nici la Guvern. Pe atunci
tot festivalul sau toată mișcarea era susținută numai de oameni care aveau încredere în mine și mă ajutau sponsorii, să zicem așa. Dar nu v-a fost teamă să vă lansați într-un proiect atât de grandios? Nu mi este teamă, că eu dacă pun ceva în gând și simt că pot să fac, eu mă implic. Astăzi, după atâția ani de scenă, vă considerați un profesionist în ale nailului, în ale muzicii? Nu sunt foarte critic, ci e legat de mine, de cariera mea. Nu mi este rușine să spun că mă văd până ziua de azi cânt la nai. Și cu orice ocazie... Modestia vă caracterizează. Da, nu știu. Nu-i frumos să spun că sunt modest, dar sunt modest. Eu exact știu locul meu în universul muzicii și exact știu unde vreau să ajung. Ați concertat și în Coreea de Nord și aceasta cel puțin mi s-a părut o experiență destul de interesantă. Cum ați fost primit? Este un festival, de fapt era, nu știu dacă acum se mai petrece, în care, apropo, și din America vin, și din Canada, și din Europa, eram invitat, organizat prin intermediul Ministerul Culturii, atunci era domnul Surucianu, care era el ducea proiectul acesta și mi-a propus să strâng o echipă de instrumentiști, o domnișoară sau un domn care cântă. Am plecat cu formația Meloritm, cu niște muzicieni de excepții foarte buni. Erau și un băiat și o fată care cânta. Obligatoriu trebuia să cântăm și ceva din repertoriu corean. Era o experiență foarte, foarte interesantă. Mi-a lăsat o imprentă foarte, cum să vă zic, ciudată. O țară foarte frumoasă, foarte bogată, dar strict în toate domeniile, deci nu aveam voie să ne plimbăm singuri prin oraș, nu aveam voie să vizităm locurile care vrem noi, tot era organizat conform listii care era propus, foarte strict și foarte prudent. Mă rog, așa e sistemul ăla de înșine. Eu mai am o curiozitate. Da. A fost un turneu organizat sub patronajul Papii Benedict al XVI-lea? Da. Cum a luat ideea aceasta? Am primit o invitație de la asociație Spirito Santo din Italia, o asociație religioasă, în care lucra o compatrioată noastră, doamna Ludmila din Moldova, și de fapt prin intermediul ei am nimerit în proiectul acesta. Era un proiect caritabil, am dat 68 de spectacole în care s-au colectat niște bani pentru un centru de reabilitare care știu s-a deschis pe strada Grenoble. Un lucru foarte important pentru mine, în primul rând am avut ocazia să ajut niște copii, am avut ocazia să promovez cultura noastră și o experiență foarte frumoasă. Până ziua de astăzi primesc mesaje și am foarte mulți prieteni italieni care au asistat, da, care au asistat la spectacolul acesta, care chiar erau și niște minuni care s-au întâmplat, o pereche care mulți ani n-aveau copii, după concert, mă rog, s-a întâmplat o poveste frumoasă între dânsii și s-a născut un copil și am primit chiar o scrisoare de mulțumire. Soția, în glumă, a spus, da, ce atribuție ai tu aici? Da, eu am spus că numai spirituală. Pur spirituală. Da, pur spirituală, da. Dar, mă rog, ei sunt foarte sentimentale, foarte emoționale, sunt italieni și ei socot că datorită spectacolului sau emoției care au primit la spectacolul acesta, toate concertele erau în biserici sau în soboruri mari, cele mai vestite din Italia, și am avut ocazie să văd Italia de la nord până la sud și chiar și insule. De numele lui Constantin Moscovici este legat și prestigiosul concurs din Belarus, Slavianski Bazar. Acest concurs s-a dovedit a fi o punte de lansare pentru mai mulți tineri interpreți de la noi din țară. Dar ce reprezintă pentru dumneavoastră Slavianski Bazar? Pentru mine personal, da, e o bună parte din viața mea, din cariera mea. De fapt, Slavianski Bazar mi-a dat mi-a deschis foarte multe posibilități în domeniul muzicii. Deci multe televiziuni cu care am colaborat, foarte multe proiecte datorită cunoștințelor de la Slavianski Bazar mi-a deschis calea.
Știu că el întotdeauna îi caută, îi promovează, îi bagă în concerte pe tineri și îi place să lucreze cu tinerii, pentru că acei tineri care vin după noi, ei, Costi, că e mai tânăr decât mine, ei au nevoie de susținere. El asta o face cu brio. Orice concert care el organizează, ori la Opera Națională, ori la Filarmonică, și acum chiar în martie o să fie o serie de concerte organizate de dânsul, el întotdeauna invită tineri, pentru că tinerii care nu prea sunt cunoscuți, ei așteaptă și dacă nu, dar el are grijă întotdeauna și asta mă bucură, el știe să facă treaba asta foarte bine. Călătoriți des? Și unde? Sigur, mai ușor să spun unde n-am fost în Australia și în India, sper să ajung și în țările acestea, dar început de la tocmai de la Nordul Polar și până la am cutreierat tot. Aveți mulți prieteni adevărați? Nu pot să spun că am mulți prieteni. Aici în Moldova am un cerc de prieteni care pe parcursul multor ani au fost alături și atunci când mi-era bine și atunci când mi-era foarte greu. Am și chiar și dușmani și invidioși care eu țin la ei. De fapt, datorită lor, eu încerc să fac mult mai mult lucru mai bun. Ce reprezintă dragostea? Dragostea, în primul rând, este un sentiment care pentru mine are două ipostaze. Prima, când ochii sunt năros și tu nu vezi nimic și ești îndrăgostit și alergi. Și a doua fază, faza maturității. Deci un cuplu care trăiește mulți ani și rezistă la toate greutățile, rezistă la toate cerți care sunt sau tot ce e legat de viață. Și atunci se naște o altă dragoste, un sentiment mult mai puternic și un respect față de omul cealaltă cu care tu stai alături, zi de zi. Ce vă supără? Mă supără, cum am spus, invidia, mă supără oameni invidioși, mă supără oameni care încearcă, sunt cu două fețe care încearcă să spui că este prieten, dar stă cu cuțitul în spate. Încerc să mă feresc de oamenii aceștia, dar, mă rog, viața este viață. Ce reprezintă fericirea pentru dumneavoastră? E cuvânt foarte scurt, dar foarte plăcut, să zicem așa. Da. Fericirea, în primul rând, sănătatea copiilor mei sau sănătatea soției mele. Probabil, dacă să iau mai global, speranță sau pace pentru țara mea, unde eu locuiesc. Dacă n-ai, eu ar fi însuflețit, ce i-ați spune? De fapt, eu mă atând în față de n-ai ca ceva însuflețit. Eu totdeauna îi spun mulțumesc că este alături de mine.